putea declanșa mișcări care nu știu cât de avantajoase sunt din punct de vedere al României până la urmă, a generat tot felul de demonstrații legate de unirea României cu Moldova într-un moment în care sistemul politic și economic din Moldova este extrem de fragil și poate să fie supus oricând unor derapaje. Sigur că noi putem avea deziderate naționale, dar depinde și de felul în care le exprimăm. Am dat exemplele astea pentru că, dincolo de ceea ce trebuie să fie o dezbatere între forțele politice, cred că trebuie să menținem și echilibrul unei abordări unitare în materie de politică externă.